într-adevăr, evenimentul acesta este de importanță maximă pentru Adama. Discutăm de un eveniment care este la a treia ediție, care deja s-a consacrat sub brandul sau sub denumirea de Simplicultura, pentru că oferim soluții fermierilor simple pentru combaterea problemelor complexe. Adama este între companiile care participă la simplificarea activității de fermă. Dar în ansamblu, activitatea de fermă, ca dacă se dorește succes, este destul de complexă. Agricultura nu este o meserie simplă, este chiar o meserie foarte complexă. Este un eveniment la care ne-am bucurat de prezența fermierilor și a distribuitorilor din zonă, care au putut fi în contact cu colegii mei, atât din zonă cât și din țară. Un eveniment în care toată lumea a participat și a avut o interacțiune pozitivă. Frumos, mi-a plăcut, vă mulțumim pentru invitație și altă dată o să onorăm cu mare plăcere. M-a plăcut în general tot, să știți, m-a plăcut și la porumb, m-a plăcut și la grâu, și insecticidele și pesticidele. O companie ca dumneavoastră, să știți că pentru noi agricultorii prezintă o treabă foarte bună. În primul rând, ne-a asigurat niște produse, insecticide, pesticide și altele cu care noi putem să lucrăm pământul. Am rămas impresionat în zona respectivă ce grâu frumos e. Dacă ne uităm la cele trei culturi pe care le-am prezentat, și anume grâu, porumb și floarea soarelui, pentru fiecare am venit cu ceva nou. La grâu avem un fungicid nou în piață, sub numele de Seguris Extra, pe care îl promovăm. La porumb, noutatea este Pixides, un erbicid care are o plajă foarte largă de aplicare și care, în special în anul acesta, a venit în sprijinul fermierilor care n-au putut intra la timp pentru aplicarea lui. Iar la floarea soarelui, noutatea este un erbicid care va fi lansat nu anul viitor, dar care va revoluționa erbicidarea pentru această cultură. Folosim insecticidele, pesticidele, sunt mulțumite de noul insecticid Mavric. Folosesc Canticul de la dumneavoastră, folosesc Zacheo Extra, inclusiv la floarea soarelui, Pixidesul la porumb. Noi, în fermele cu care avem contracte de management, am folosit anul ăsta, printre alte produse specifice de la Adama, acum e număr printre altele, Vittorio Mox, Custodia, deci și erbicide și fungicide, cu rezultate excepționale. Produsele sunt de calitate. Noi suntem foarte mulțumiți de rezultatele care le avem în cadrul culturilor noastre și se pot și vedea în câmp și fermierii sunt mulțumiți de produse. Brandul Adama este foarte important în momentul în care discutăm cu un fermier. Știe că dacă folosește produse Adama, are siguranța calității și siguranța culturii.